Doamne, iartă-mă și miluiește-ne pe noi, Doamne! Păi, de ce mi-am dat doar 3 vieți? Doamne, miluiește! Salutare toată lumea și bine v-am regăsit la un nou clip super, super interesant, pentru că astăzi o să facem ceva nevăzut. Cred că ați văzut deja din titlu că astăzi o să facem încearcă să nu spui wow! Challenge! O să fie foarte, foarte greu să nu spunem wow, pentru că am ales unele dintre cele mai satisfying clipuri ever. Așa că dacă vreți să fiți satisfăcuți în exclusivitate, nu uitați să urmăriți acest clip până la final, pentru că la final, dacă urmăriți tot clipul, o să aveți o surpriză. Nu uitați să rupeți acolo butonul acela de like, să dați un mare, mare share pe Instagram și să mă puneți la story, pentru că o să vă pun și eu la story-ul meu și o să faceți mulți followeri. Așa că dacă vrei followeri, pune-mă chiar acum pe story. Vreau să-mi scrieți chiar acum în comentarii 2 zile în care vreți ca eu, Antonio Pican, să postez clipuri pe YouTube, așa că alegeți-vă 2 zile și dacă văd eu acolo multă, multă, multă susținere, poate acele 2 zile se vor transforma în 3 zile. Picantule, ai nebunit? Pentru a reuși să câștig acest challenge și pentru a avea o șansă cât mai și cât mai mare, pentru că eu niciodată nu-l câștig bine, l-am câștigat pe la data trecută, dar totuși, o să-mi las aici 3 inimioare din astea foarte, foarte, foarte frumoase, care o să rămână pe tot parcursul clipului și o să le vedeți cum scap, pentru că cu siguranță o să pierd. Gata, suntem pregătiți să dăm drumul la clip, așa că 3, 2, 1. Ok, deci avem această mână înghețată. Nu știu cât de satisfying e, cam sinistru, așa că nu e ok să-ți înghețe mâna, cred, nu? Wow, asta e tare. Asta chiar e tare. Asta da, asta chiar e tare. Wow, cât de tare e! Spuneți-mi și mie, sunt prost! Băi, sunt prost sau nu sunt prost? Frate, cred că ar trebui să numească clipul dacă spui wow, ești prost, mă jur! Frate! Cine ai, mă, început clipul? Nici nu mi-a dat seama ce am spus wow! Like, ce? Deja am pierdut o inimioară! Ok, hai să vedem, toarna pe mașină, ce e așa interesant? Ce e așa interesant la turnă? Mamă, e chiar de chiar tare. Impecabilă turnare. Wow, băieți. Mamă, cât de tare! Frate, o să pierd! O să pierd, mă jur că pierd din prima. Ok. Ia. Ei, asta nu e așa de precum cred eu, dar e ok. Uite, trebuie să fiu atent că eu nu-mi dau seama când spun și eu, că s-ar putea să spun o dată, s-ar putea să spun o dată wow, să nu-mi dau seama. Și voi să-mi scrieți în comentarii, picantul, trebuia să pierzi de mult, că ai zis deja de 6 ori wow, dar tu ți-ai dat seama doar o singură dată. Ok, baci acum. Doamne, cât de frumos, cred că ar trebui să zic, încearcă să nu spui Doamne, challenge. Jesus, cine are scripturile astea? Hei, regia! Dar cresc prăjiturile astea ca un trandafir în zare! Trandafirul! Trandafirul este în zare, păsările chiar dispare. Închide-ți gura aia nesimțită și împuțită. Ok. Ok, nu e așa o... Asta o știu. Este bila, intră bila acolo, intră bila, spate bila, intră bila. Băi, deci nu pot să credeți dacă o... sper că o jucați și voi cu mine, că dacă nu o jucați cu mine, mă, super serios, sper că o jucați și voi cu mine, guys, pentru că chiar e foarte greu să nu spui acel cuvânt. Ok, o. Să avem parte de foarte multe o și de foarte multe bile în acest video, din câte văd. Ok. Mă, dar ce să rotesc bilele alea. Cam inconfortabil. Ok, ce e asta? Un balon care arde. Dar nu se sparge balonul? Balonul e din plastic, ar trebui să ardă, ar trebui să se spargă. De ce nu se sparge balonul? Asta e o... carac... nu e un octopodus, octopinos, octocococococococos acolo. Asta e apă pe o chestie aia fierbinte, da, așa se face apa. Așa se face apa. Se face un... a dispărut, ahăți, magia. Păi ce e asta, bă? Am crezut că e o persoană. Să mor de la, am crezut că e o persoană care face așa. Ok.
Astea sunt niște picături care se transformă în gheață. Da, e logic. Ok. O cănuță. Ce faci cu cănuța? Închide gura, picatule. Mamă, gata. Ți-ai dat foc la viață. Ți-ai dat foc la viață, ți-ai dat foc la mână, Johnule. Știi cum e treaba. Știi cum e treaba. Ți-ai dat foc la mână, ți-ai dat foc la viață. Nu te cred. Wow. Pă, de ce mi-am dat doar 3 vieți? De ce mi-am dat doar 3 vieți? Știam că nu sunt de ajuns, bă, să moară Jack Sara, dacă nu. Mă, vreau să câștig și eu un challenge de-asta și să fiu și așa pe relax, așa, să zic: bă, băieți, am venit și eu la clip, voi ce faceți, bine, sănătoși, serios, vreau și eu odată să câștig clipul ăsta, dar uitați-vă și voi la... Dar uitați-vă și voi la băieții ăștia ce fac aici, adică serios? Uitați-vă și voi la băiețanii ăștia! Deci, serios, eu țin minte chestia asta când eram mic, frate, și o făceam. Și Jesus, făceam dintr-un bulgăraș așa, cât un bulgăraș de așa, bă, au făcut bulgăraș bloc, ești nebun? Prost mai ești, băi, Corona, hai spargi geamul. Corona... Sau chiar ai vrut să faci chestia asta? Ia uite, delfinii! Delfinii, mamaie, delfinii! Ia uite-i, bă, delfin. A, nu-s delfin. Sunt fete? Ok. LOL. LOL, pot să spun LOL. LOL, cât de tare este. LOL, cât de tare, LOL. Cine a ales clipurile astea, tata? Cine le-a ales? Lasă sune! Telefonul! What? What? Ei, e corect? Ok, hai să vedem ce e asta. Bă, astea sunt acadele, bă. Bă, pleacă, bă, tată, bă. Bă, acadele astea... Acadele astea am și eu la magazin de pe colț. 50 de bani. O să mă duc să-mi cumpăr câteva pentru că am poftă. Ok, aia nu e așa de interesant că tot văd chestii de genul, dar asta, da, asta chiar e foarte interesant. Ia să vedem ce face chinezoiul ăsta. Chinezoiul ăsta cu corona. Ia să vedem ce face. Dă corona sau nu dă, auto, ce trist e. Ok, hai să vedem ce e asta. Nu știu, nu am înțeles ce e aia. Băi, du-te, tată. Da, asta vreau să-mi fac și eu când voi avea casa mea. Vreau să sune telefonul, vreau să, băi, să pornească treapta așa cum calc pe aia, să mi se facă verde, că așa vreau să se facă verde, de ce, că așa vreau eu. Băi, pleacă, băi, de aici, cât de șmecher, băi, chinezoi ăștia, bă, creier, mă, bă, de la chinezi pleacă tot, mă, bă, dar cred că chinezii au inventat-o, până și roata, cred că au inventat-o chinezii, ce, băi, nebun. Dacă până și virusurile le inventează chinezii, totul, ești nebun. Au ajuns și până și virusurile să le inventeze, au zis, bă, dacă nu vă descurcați, voi vă dăm noi, ești nebun. Ce sunt alea, guloanțe? Cine, mă? Cât de... Ce? Ce e asta? Voi vă dați seama câtă presiune e acolo, că e like iron, e fier? Doamne, Doamne miluiește-ne, Doamne miluiește. Doamne miluiește, slavă ție, să luăm aminte. Ia uite, bă, telefonul ăsta e spart. Sau nu e? Ba da, e, dar dă cu laserul pe el, ești prost? Uite, bă, dă cu laserul pe ele, dar cine, bă? Cine ai, bă, dă cu laserul pe telefon și să face telefon așa, vezi? Să vede în el. LOL. LOL. Mamă, dacă știam că dai cu feonul pe sticlă și să face sticla la loc, să moară Jacksana, că de fiecare dată când spărgeam geamul în curte, să moară Jacksana, dar nu dădeam cu feonul pe el și să făcea. Dar nu știam, mă, prost eu, bă, prost eu, bă. Bă, prost. Prost, vă dați seama că dacă știam asta, dădeam... Băi, băi, dacă încolo, că dacă spargeți geamul cu mâinile, dați un feon și dați, băi, pe geam, să face geamul înapoi. Ia uite, pui ăla pe baterie și...
Și să învârte ăla. Păi eu știu, băi, băi. Băi, vă jucați așa de ușor cu mine? Voi credeți că eu mai am o inimă și mă propădesc așa de ușor? Băi, foarte frumos, foarte frumos. Nu mai e așa cu d-astea, uite, tortul. Du-te, mă, că asta e făcută cu reverse. Nu te cred! Asta e făcută cu reverse, mă, au dat așa cu cuțitul, a stricat tortul și a pus-o la loc, mă, clar să vede că e cu reverse. Ia uite, pune șatul, dă cu focul. Ce face? Ce? Ce avem, a venit poliția? This is the sound of the police! Ia. Bă, nu înțeleg ce face ăsta aici, mă, pune drage, ce face, mă, ăsta aici, să moară Jackson, dacă nu, că nu înțeleg. Băi, băi, plecați, băi, de aici, băi, că interzis minorilor, băi, de bunilor, băi, ce să alea, mă, și-a băgat mici de, băi, plecați, mă, de aici, că aia și-a băgat mici de fotbal acolo, că nu credeți voi așa ceva, bă, pleacă, băi, de aici, că nu e adevărat așa ceva, bă, băi, ești nebun la cap, Doamne, iartă-mă și miluiește-ne, bă, noi, Doamne, Doamne, miluiește. Guys, dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să rupeți acolo butonul de like, să dați un share pe Instagram, să mă puneți pe story, pentru că o să vă pun și eu back și o să faceți mulți followeri. Vreți followeri? Puneți-mă pe story, e easy, și dați-mi și tag. Nu uitați să dați acolo subscribe, să apăsați pe clopoțel, să facem și noi cât mai repede 800.000 de abonați, să vină clipul ăla special cât mai repede. Eu am fost Antonio Pican și până data viitoare v-am pupat. Pa, pa!